Bună ziua la toată lumea. Din păcate am de făcut un anunț. Aș vrea să opresc toate speculațiile care apar în presă, normal. La acest nivel se întâmplă. Aș vrea să spun că împreună cu clubul am decis astăzi rezilierea contractului pe cale amiabilă, ca să oprim orice speculație. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine, ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui. Aș vrea să mulțumesc clubului CFR Cluj pentru acești 3 ani minunați petrecuți împreună. Sunt mândru, mândru și fericit de tot ce am făcut aici în acești 3 ani. Aș vrea să mulțumesc, cred eu că în primul rând, patronului CFR Cluj, care a avut încredere în mine și m-a ajutat în toate momentele, indiferent care au fost ele, bune și rele. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor jucătorilor care au fost minunați în acești 3 ani, pentru, cum se știe, eu sunt un antrenor mai dificil și ei au reușit să mă suporte așa de mult. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc fanilor CFR Cluj, celor care au crezut și m-au ajutat în acești 3 ani, zic eu, fantastici. Mi-am scris mai multe aici pentru că n-aș vrea să uit ceva. Și cred că viața merge înainte. Eu plec cu capul sus de la Cluj. Sunt fericit de ce am ce realizat. Și într-o zi sper să mă întorc să antrenez. De ce nu? Viața de antrenorat încă sunt tânăr. Cred că mai pot să antrenez mulți ani de acum încolo. Și în momentul ăsta îmi doresc o vacanță, o mini-vacanță, dacă pot. În același timp sunt un antrenor liber care, e clar că dacă apare ofertă de nerefuzat mâine, la cum mă cunosc eu pe mine, e posibil să o accept. Dar cred că cel mai important e să mă liniștesc și să mă gândesc și la mine în această perioadă, pentru că în această perioadă cred că am dat mai mult clubului decât mie și familie. Am stat foarte mult la club, nici în pandemie n-am plecat din Cluj, deci am fost tot timpul aici. Și de aceea cred că merit și eu o vacanță. Și în același timp urez succes echipei în campionat și în Europa League să se califice mai departe. Vă mulțumesc mult!